vă mai întreb ceva. De ceilalți vecini ai dumneavoastră, de noi, de cei care vă văd, n-aveți niciun gram de sentiment de rușine pentru că ca mama ați eșuat până acum cel puțin? Rușine de ce să-mi fie? Iertați-mă, e adevărat, faceți totul perfect. Nu e, nu. Măi, doamna Daniela, rușine așa că ai lăsat 4 copii pe drum. Rușine. Nu i-am lăsat pe drum, eu i-am dat la stat. Păi și de ce ai mai făcut, mă, că mă ia pe mine acum cât sunt? De ce ai mai făcut încă unul? Ca să-l dai și pe la tot la stat? De-aia faci copii? Nu. De-aia faceți copii astea de teapa dumitale să-i dați la stat? Du-te și ia-ți prezervative, nu mai face copii și lăsa pe drumuri, nesimțit tot ce ești. Mara, hai să păi nu, dar am și eu limita, auzi, eu am avut grijă de ei, am dat la stat, te-a păsat ce-au mâncat, ce-au băut, se poate așa ceva, nu se poate, mă. Dar hai să păstrăm un limbaj decent. Oamenii care ne privesc, oamenii care ne privesc și copiii care ne privesc n-au nicio vină că această femeie este așa cum este. Probabil că fiecare dintre noi simțim. Legați-vă trompele, femeile de genul tău. Dar hai să ne păstrăm. Nu dă Dumnezeu copii la oameni care își doresc. Ai făcut 4, auzi. Eu i-am dat la stat, am avut grijă de ei. Dacă îți place să te crăcănesc, draga mea. Mara, vezi, te rog, Mara, te rog frumos, îți opresc microfonul. Scuză-mă, m-am enervat rău. Doamnă, de ce... Acum, știți cum e? Mi-e și jenă să vă întreb. De ce spune Daniela lucrurile astea? De nu a venit încoace, că știa că de ochii cu mine și nu pe așa... Așa poate să mintă, da? Dacă era cine avea cum. Sunt eu. Da, dar întrebați-o pe bunica. De ce a spus lui verișoara mea să nu răspund la telefon, să vorbesc cu dumneavoastră uitați în direct? Uitați cât minte. De ce cauză? Uitați cât minte. Nu este adevărat. E mama dumitale sau e bunica? E mama sau e bunica? Da, e bunica fetelor. E mama de-a doua. E bunica fetelor. E mama dumneavoastră? Nu, e mama de-a doua. Nu e mama bună. Da, crescut? Eram la școală, eram mare deocamdată. Păi doamnă dragă, dumneata în loc să vii să-i pup mâna efectiv că-ți crește copiii, să le dea un viitor, să îi mângâie sufletul, dumneata așa o prețuiești? Făcând-o mincinoasă, batjocorind-o, sfidând-o și culmea și ocărând-o public? Păi e posibil așa ceva? Pentru numele lui Dumnezeu. Dar dumneata nu te gândești că ce faci nu e bine? Sau e bine ce faci? Nu, spune-mi dumneatale mie și nouă, ceea ce faci e bine? Poate cum fi bine. Aoleo, vin după tine. Îmi pare rău, îmi aduc o aminte de o emisiune în care Mara spunea următorul lucru, ce nu știu, trebuie să-mi trag o palmă, astăzi simt același sentiment, că trebuie să-ți tragi palme. Nu. Sunt oameni cu care realmente nu poți discuta. Deci nu, dacă, doamnă, iertați-mă, dar... Nu, păcat de copiii aceștia, pentru că sunt și frumoși. Și păcat că am văzut într-un copil de 12 ani, vai, da, un om de 60-70 de ani, care gândește atât de matur, că nu e inadmisibil. Da, inadmisibil. Inadmisibil. Și alții stau cu copii cu boli, de numai Dumnezeu știe cum se luptă, să aibă copii, sau să-i îngrijească, să-i se ducă prin spitale, peste tot. Și dumneata, spui că faci bine. Păi știi ce faci dumneata acum? Nu-ți bați joc de copii, de fapt. Îți bagi joc de sufletul dumitale, îți bagi joc de Dumnezeu, îți bagi joc de soțul pe care l-ai, de familia pe care o ai. Știți de ce? Pentru că este inadmisibil să gândiți așa. Inadmisibil. Iar pe de altă parte, dându-i la stat, ați făcut în așa fel încât să vă crească ceilalți oameni din impozitul pe care îl plătesc. N-au nicio vină și n-au nici o perspectivă pentru asta. Spunem lucrurile astea. Haideți să trecem la lucrurile practice. Eu mă gândesc în clipa asta doar la copii. Nu-mi pasă de această femeie care n-are pic de suflet. Este... Cred că e mai rău ca Angelica, că măcar aia... E pe același gen, adică e mai puțin obraznică, dar același... Doamnă, vă rog să-mi spuneți, ne întreabă telespectatorii, ce măsuri poartă fetițele la picioruș? La picior poartă amare 34. Așa. Island în mijlocul Georgiana 33. 30 Sidonia și aia mica 24-25. Da, sunt lucruri pe care normal o mamă ar trebui să le știe. Da. Nici de cum...